Spiritele s-au încins duminică dimineață în piața centrală, acolo unde în fiecare săptămână crescătorii de păsări și animale mici vin să caute clienți. Polițiștii locale interzice celor care au găini, câini, iepuri sau pisici să mai vândă aici și îi trimit în bazarul Milcov. Nemulțumiți că sunt alungați, oamenii au început să facă scandal. Cel mai supărat era Costică Rotaru, omul a venit de la 3 ani să vândă 2 rațe. La piață a aflat însă că este nevoit să facă cale întoarsă cu tot cu păsări. Noi muncim și noi, adică n-avem unii să venim. Ce ați venit la piață? Păi curăț am venit și eu nu le pot vinde. De ce nu le pot vinde? Ce-am furat? De unde ați venit? Numai de la 3 ani am venit. Și ați aflat aici că nu le puteți vinde? Da, nu le putem vinde. Dincolo la vale nu le putem vinde, aici nu, dar unii ne ducem. Dar ce adică acum statul ăsta are voie să vândă numai ei, noi nu avem voie să vindem? Adică omul vine la piață, vreau să cumpere și o pasăre, să o mănânce, să o taie. Cu numai a lor bune, a noastră nu-s bune deloc. Dar nu, serios. Ele acasă acum? Poftim? Plecați cu ele acasă? Acasă mă duc. Dar eu cum să le vând? Acasă, uitați-le. Puteți să le filmați aici sau le duc acasă, ca să uitați-le. Filmați. N-avem voie. Pentru ce? Nu ne mai lasă să vindem iepuri și păsări de rasă în incinta vivariului. Cei de la vivariu ne alungă afară, de afară ne alungă forțele de ordine să, când avem voie. Și deci noi vrem să știm și noi unde și vrem și noi să ni se amenajeze un loc în incinta pieții centrale, pentru că de atâta timp, de când, de mulți ani, se vinde în piața centrală chestiile astea. Nu ne trimite pe noi la Milcov, unde nici acolo nu este niciun loc amenajat. Unii dintre ei spun că au mers și în bazar, dar condițiile lasă de dorit. Dar ce spun domnul polițist? Domnul polițist spune să mergem, nu să vinde aici, e loc domeniu public, să mergem la Milcov. La Milcov am fost, sunt 2 mese răsturnate acolo, este domnul administrator Gâtu care este acolo, am vorbit duminica cu 2 săptămâni și cu dânsul, astea sunt condițiile. Și numai mașini, deci nu se poate vinde. Eu am 40 de ani de când vând în piața asta produse agricole. Și de când mă știu eu copil aici de 40 ceva de ani, se vindea găini acolo unea pe piața vechi, după aici așa, acum ne făcut tot. Vine omul de la țară, o femeie bătrână, eu nu trăiesc din astea. Asta e așa de plăcere, dar sunt femei care de la țară vin cu o găină, cobor la autogară, duc în bazar la Ruș. Cu ce duci? Nu, autobuz nu are, duci acolo, nu are să o vândă. De multe ori ne ia la mișto, dar noi, deci un polițai local, un polițist local de la poliția locală, nu este un general. Deci destul ia la mișto, acum 2-3 săptămâni în urmă, a dat 10 milioane la un om pentru că avea un câine într-o geantă. Un om vreo 60 de ani l-a luat, l-a băgat bruscat în mașină. Eu dacă eram în locul lui, făceam altfel. Oficialii de la poliția locală spun că în curtea de la vivariu nu se mai pot vinde decât porumbei și că, vor nu vor, oamenii vor trebui să se obișnuiască cu ideea și să meargă să-și vândă animăluțele în bazarul de pe strada Milcov. Asta dacă nu vor să fie sancționați în fiecare duminică.